pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Lui Hristos Dumnezeu, să-L adorăm.
Sfântă curată, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și curea Fecioară Maria. Cu toți sfinții să o pomenim. Yeah.
Yeah.
aceasta, pe care ai sădit-o dreapta ta și o desăvârșește pe ea.
după înțelesurile ce ne slăbe ale de sărbătoarea Paștilor la Ierusalim.
Iar când a fost el de 12 ani, s-a suit la Ierusalim după obiceiul sărbătorii. Și sfârșindu-se zilele pe când se întorceau ei, copilul Iisus a rămas în Ierusalim și părinții lui nu știau. Și să potim că este în ceata călătorilor, pe drum au venit care de o zi, căutându-l printre rude și printre cunoscuți. Însă, negăsindu-l, s-au întors la Ierusalim căutându-l, iar după 3 zile l-au aflat în templu, șezând în mijlocul învățătorilor, ascultându-i și întrebându-i. Și toți care l-auzeau se mirau de priceperea și de răspunsurile lui, deci văzându-l rămăseseră uimiți, iar mama lui a zis către el, fiule, de ce ne-ai făcut nou așa? Iată tatăl tău și eu te-am căutat în grijorați. Atunci el a zis către ei, de ce era să mă căutați? Oare nu știați că în cer ale Tatălui meu trebuie să fiu? Dar ei n-au înțeles cuvântul pe care l-a spus lor și a coborât cu ei și a venit în Nazaret și le era. Iar mama s-a păstrat în inima ei toate aceste cuvinte și Iisus spunea cu înțelepciunea și cu vârsta și cu harul înaintea lui Dumnezeu. Și Amen.
sunt marului. Pentru preasfințitul Părinte Timotei sunt Marianul, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, în sănătoșire grabnică celor cuprinși de
această boală și de orice boală, ridicându-i pe ei din patul durerii ca să te slăvească pe tine, Mântuitorule, cel milostiv, iar pe cei sănătoși o protește de îmbolnăvire și de boală. Binecuvintează, întărește și păzește, Doamne, cu harul Tău, pe toți cei care cu iubire de oameni și jertfelnicie fraternă și creștină îngrijesc pe cei bolnavi la casele lor sau în spitalele din România și din toată lumea, rudenii, medici și personal din sănătate. Dăruiește, Dumnezeule, dăruiește-ne pacea Ta și umple inimile noastre de credință neclintită în ocrotirea Ta. Te nădejde în ajutorul Tău și de dragoste față de Tine și față de aproapele și ne învață să prețuim viața și sănătatea ca daruri primite de la Tine. Rugăm-ne, Ție, Doamne, auzi-ne și ne miluiește!
Credinciosul nostru popor român de pretutindeni
pretutindeni ofrmuitorii țării, mai mare județelor, orașelor și satelor, proștirea țării cea iubitoare de Hristos, s-o pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa. Arhierei, arhimandriți, preoți, ieromonah, ierodiacon, diacon, monah și monahi, tot clerul bisericesc și cinul călugăresc, pe părinți împreună cu noi slujitori, pe toți preoții slujitori la Sfintele Biserici și Altare din Episcopia Maramureșului și Sădmarului, familiile lor și credincioșii pe care îi păstoresc, tăi stătătorii mănăstirilor copștelor, să-i pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa. Amin. Fericiți și pururea pomeniți ctitori și întemeitori ai Sfintei Catedrale acestea, pe alți ctitori miluitori și binefăcători, pe toți ctitorii Sfintelor noastre mănăstiri și biserici, să-i pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa. Amin. Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus vii sau adormiți întru Domnul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa. Totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Fericire Iustinian, arhiepiscopul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa. Amin. Pe toți și adormiți din neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, pe fiecare după numele său, să-i pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa. Amin. Pe ostașii români căzuți pe toate câmpurile de luptă pentru întregirea țării și slava Sfintei noastre biserici și pe toți eroii și martirii neamului nostru românesc, să-i pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa.
înainte Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! În Sfântă Catedrală aceasta, pentru cei ce cu credință, pe evlavie și cu frică de Dumnezeu, intră, se roagă, trăsa. Într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul,
Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte. Sfânta jertfă pace o aduce. Sfântului Duh.